dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Pleștul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi vom promova împreună sportul. Și cine altul este mai potrivit să ne vorbească despre acest subiect decât invitatul meu de astăzi, Ștefan Mihai, din partea Direcției Județene pentru Sport Prahova. Bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Chiar a fost o bucurie să văd că cineva se mai gândește încă la sport în județul Prahova. Îți mulțumim frumos că ai acceptat invitația și suntem chiar în pragul unuia dintre cele mai mari evenimente dedicate sportului, dedicate promovării sportului și performanței în sport pentru tineri, chiar Gala Sportului Prahovean, care va avea loc pe 4 aprilie. Povestește-ne puțin despre acest eveniment, cum a luat naștere, cine a venit cu inițiativa, cum a luat naștere această inițiativă și ce vă doriți concret să promovați, să puneți în valoare în cadrul evenimentului. Deci, în primul rând, vreau să spun că a fost o idee minunată și a fost ideea domnului Radu Simionescu, managerul Capitalei Tineretului din România pe 2024. Dânsul a venit către noi, împreună cu Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, și a spus să organizăm și o gală pentru sportivii prahoveni, sportivii care au făcut performanță în anul 2023. Imediat am îmbrățișat ideea, ținând cont de faptul că Direcția Județeană de Sport Prahova, fiind sub tutela ANS-ului, Autorității Naționale pentru Sport, este cea mai în măsură să poată să dea anumite criterii și să organizeze o gală așa cum trebuie, încercând să găsim soluțiile cele mai bune pentru a promova tinerii și sportivii prahoveni. Într-adevăr, un aspect de impact și este nevoie ca tinerii prahoveni care fac performanță în sport să fie într-adevăr promovați și să li se recunoască toate meritele pe care ei le au. Și voiam să te întreb și legat de premii. Știu că vor fi niște premii, mai multe categorii de fapt, care, în cadrul cărora vor fi promovați acești tineri care au rezultate în cadrul grupului de lucru, în cadrul grupului de lucru care s-a constituit pentru acest eveniment, am stabilit 4 categorii pe care le vom premia. Unul vor fi laureații, sportivii care au făcut performanță și care au avut rezultate notabile în anul 2023. Bineînțeles că cine nu-și recunoaște trecutul, nu o să aibă viitor. Și în cazul ăsta am considerat că putem să premiem niște legende ale sportului prahovean, niște domni și doamne care au făcut performanță și înaltă performanță la nivelul sportului pe care l-au practicat. Ne poți da câteva exemple? Da, bineînțeles. O să fie o ordine aleatorie, să nu se creadă. Începem cu domnul Mircea Dridea, care este imaginea, pot să spun, a clubului FC Petrolul și a fotbalului ploieștean. Continuăm cu doamna Tamara Costache, vă dați seama, un nume în notul românesc și nu numai, internațional. Doamna Mirela Dulgheru, la fel, un titan al atletismului. Corina Ungureanu și, bineînțeles, cu domnul Titi Tudor, sau cum îi spunem noi, domnul Titi Prosop, cel care ani de zile a crescut și a format, a șlefuit talente. Apoi avem încă o categorie la fel de interesantă, sunt tinerii, să spunem așa, speranțele județului Prahova, cei care în anul 2023 au obținut calificări pentru anul 2024 la diferite sporturi. Și aici avem un băiat de la handbal, un băiat de la volei și acum am frunzărit un pic, dar sunt mai mulți copii care au avut performanțe în 2023, dar cu țintă 2024. Și în ultimul rând am încercat să acoperim și organizațiile sau chiar sportivii care au adus foarte multă imagine județului Prahova. Și aici ne adresăm asociațiilor sportive care au adus evenimente mari în județul Prahova. Și anume am avut un campionat european de box, am avut un trofeu Carpați la handbal, am avut, bineînțeles, FC Petrolul și mai avem niște, să spunem, sportivi de înaltă ținută care au adus foarte multă imagine
pe media, pe vizual, cum sunt Amasio Paraschiv sau Ovidiu Dragomir. Foarte interesant, într-adevăr, și ați acoperit cumva mai multe zone de sportivi, astfel încât să putem să-i promovăm pe toți. Voiam să te mai întreb dacă vor fi și premii pe echipă sau sunt doar premii individuale? În general am încercat să acoperim, exact cum ai spus, și echipele. Aici avem echipele de basket. Știți foarte bine că basketul la nivel juvenil în județul Prahova este ridicat la nivel de excelență. Am impresia că toate categoriile de vârstă au și campioane, atât la fete cât și la băieți. Și avem două echipe, dacă rețin eu, două echipe întregi, care au ieșit, au avut rezultate foarte bune, rezultate internaționale. Trebuie să punctez foarte bine, că foarte atent, că noi în cadrul acestei gale am decis și am vrut să premiem doar sportivii și, să spunem, echipele care au avut performanță doar la campionatele europene, mondiale sau chiar olimpiadă. Aici, conform criteriilor ANSE, doar aceste categorii se premiază. Nu înseamnă că dacă nu am premiat anumite categorii de sporturi, cele neolimpice, nu înseamnă că la rândul lor ei nu merită sau chiar nu trebuie să ne băgăm în seamă. Îi vom băga și pe dânsi în seamă, dar la momentul ăsta am vrut să ne adresăm doar părții, să spunem, olimpice. Pentru că știți foarte bine, sporturile sunt împărțite în două categorii. Sporturile olimpice, cele care sunt sub tutela ANSE-ului, chiar și a Comitetului Olimpic Sportiv Român și care primesc finanțare din două părți, și sporturile neolimpice, unde momentan câteva dintre ele bat la ușa ANSE-ului să înceapă să fie și ele finanțate de către Agenția Națională pentru Sport. Și cam care este procesul, astfel încât să putem să le integrăm pe toate? Aici nu depinde doar de noi, depinde în primul rând de dânsii. Ei vor trebui să se organizeze în anumite structuri, în anumite asociații județene, ca să poată să intre într-o anumită legalitate. Nu ca cum ar fi ilegale, doar că au mai multe orgolii decât ar trebui. Am înțeles. Deci, cumva pe viitor ne dorim să le atragem și pe ele de partea ANSE-ului. 100% noi ne dorim să fim, dar acum în situația asta ne-am adresat doar sporturilor olimpice, pentru că până la urmă știți foarte bine că competiția supremă sunt Jocurile Olimpice. Într-adevăr, într-adevăr. Pentru că sportul înseamnă dezvoltarea unui tânăr, voiam să te mai întreb ce înseamnă concret acest proces prin care tinerii fac antrenamente zilnice și se dezvoltă prin intermediul sportului și cât de mult îi ajută, astfel încât să poată să devină niște adulți de succes pe viitor. Așa cum spune și acest proverb latin, mens sano in corpore sano, bineînțeles că sportul este benefic din toate punctele de vedere. În primul rând te dezvoltă ca individ, în al doilea te dezvoltă armonios, în al treilea rând îți oferă posibilitatea de a, să spunem, de a te plimba sau de a vedea toată lumea cu sportul. Nu în ultimul rând, gândiți-vă că de foarte multe ori se creează multe, multe relații interumane în timpul unor competiții majore. Din punctul meu de vedere, consider, fiind om de sport, consider că toți tinerii din România ar trebui să treacă cel puțin în viața lor pentru sport. Ok, eu vin din sport de echipă, vin din lumea handbalului, sunt adeptul sporturilor de echipă, pentru că în cadrul sportului de echipă te dezvolți și pe partea socială, dar asta nu înseamnă că sporturile individuale, unde mentalul este mult mai puternic decât în sporturile de echipă. Un sportiv pe sportul individual este mult mai puternic mental decât un sportiv pe parte de sport de echipă. Și pentru că ați menționat despre maniera în care se dezvoltă tinerii, voiam să vă mai întreb cum arată concret programul unui tânăr, unui sportiv care îi atinge performanța în cadrul olimpiadelor? Deci un program este destul de riguros. Pot fi chiar două antrenamente pe zi. Acum vă repet, în funcție de sport și sport. Dacă vorbim de judo, unde acești copii stau câte două, trei luni în cantonament și unde au un program draconic cu două antrenamente, poate chiar cu trei antrenamente, unde au program de forță, unde au nutriționist, unde au totul sub control, pentru că
ca atunci când ajung în competiție să fie la nivelul maxim de pregătire sau, să spun, cum se spune la noi, în forma maximă sportivă. Gândiți-vă că acești copii sau acești tineri nu au, sau acești sportivi, ei nu au viață socială. Ei sunt tot timpul sub presiune, să spunem așa. Se dedică concret acest sport. Și altfel, dacă nu muncești, așa cum se spune ca și în viață, talentul este important, dar baza este munca. Și, într-adevăr, succesul este echilibrul dintre talent și muncă. Și muncă, da. Cu accent pe muncă, pe într-adevăr, muncă, doar pentru muncă. Că nu poți să faci nimic dacă ai doar talent. Și pe lângă asta trebuie să vă gândiți și la faptul că apar și probleme de sănătate, gândiți-vă că apar și accidentări, pentru că totuși organismul are și el limitele lui. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe sacrificii pe care acești tineri, acești sportivi de performanță le fac astfel încât să poată să atingă succesul. Da. Știu că ați fost, atunci când erați tânăr și dumneavoastră sportiv, ați practicat handbalul și ulterior ați ales o carieră în arbitraj. Sunteți arbitru de handbal la campionate internaționale, olimpiade și așa mai departe. Întrebarea este, de ce ați ales să continuați pe domeniul sportului și ați devenit arbitru? Pentru că am iubit foarte mult handbalul și îl iubesc în continuare. Consider că handbalul mi-a dat o oportunitate de a călători, de a face performanță, de a cunoaște oameni și, nu în ultimul rând, de a mă forma atât ca om, cât și ca formator de că la rândul meu eu am format arbitrii, la rândul meu am format tineri, fiind și profesor de educație fizică și sport. Consider că arbitrajul mie mi-a dat aproape totul și sportul în general. Deci, într-adevăr, a fost cumva o reușită să poți să lași în urma ta ceva concret din experiența pe care o ai, astfel încât și următoarele generații să poată să se dezvolte pe partea aceasta de handball. Așa este și normal, ca la rândul nostru, cum și noi am fost crescuți de către cei de dinaintea noastră, trebuie să avem continuitate și să creștem în așa fel încât să lăsăm ceva în urma noastră, să lăsăm handball-ul sau sportul în general, să-i lăsăm un anumit viitor. Sfătuiți tinerii care momentan practică sporturile ca pe viitor să îți urmeze exemplul și să aibă o carieră de arbitru? Am deja foarte mulți, să spunem, tineri care îmbrățișează cariera de arbitru. Eu le-am explicat că, exact ca și în lumea sportului și în lumea arbitrajului, există sacrificii. Pentru că meciurile sunt sâmbătă și duminica. În loc să plece în club, ei poate pleacă la meciuri. În loc să plece să stea cu prietenii la un grătar, ei poate au meci. Și poate au meci la Buzău, sau poate au meci la Brașov, sau poate au meci în alt oraș, iar ziua aia pentru ei este compromisă. Dar, întotdeauna, toți tinerii trebuie să-și urmeze visul. Dacă nu și-au fixat o țintă în viață, automat că nu o să aibă niciodată succes. Deci, într-adevăr, este vorba din nou despre sacrificii pe care le faci strict pentru că iubești acest sport, pentru că vrei să te dezvolți și pentru că vrei la rândul tău să lași ceva în urmă și să poți să-i dezvolți și pe alții. Iar la rândul meu, cum a început la mine arbitrajul ca un hobby, apoi transformându-se în carieră, dacă întotdeauna privești lucrurile ca și cum faci ceea ce îți place, inevitabil vin și roadele. În momentul în care faci un lucru doar de dragul de a-l face, n-ai cum să te dezvolți niciodată. Și într-adevăr nu ai cum să continui atât de mult și să poți să atingi performanța dacă ție nu-ți face plăcere să faci acel... Ca în orice domeniu. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să te dedici și trebuie să te dezvolți personal, dacă îți dorești lucrul ăsta. Pentru că și în arbitraj sunt foarte multe etape în care te poți dezvolta sau pe care, dacă le-ai sărit, automat, la un moment dat, riști să te blochezi. Acum, în următoarea parte, voiam să întreb care este cel mai mare vis al unui jucător de performanță. Pentru că ați arbitrat la meciuri importante, spre exemplu cele 300 de meciuri internaționale pe care au fost arbitrate, dintre care 3 ediții de campionat european de senior, 2 ediții de campionat mondial de senior, finala campionatului european de senior din Danemarca 2014, finala campionatului mondial de cluburi Super Globe și finala cupei EHF din 2016, foarte multe într-adevăr, și ați întâlnit
o mulțime de tineri pe care i-ați văzut cu visuri, cu dorința de a se dezvolta și de a atinge performanța. Pot să spun că am crescut cu mulți dintre ei. Pentru că, de exemplu, cu domnișoara Cristina Neagu, când am început eu să arbitrez, ea a început să joace și automat am crescut, să spunem, umăr la umăr. Am avut momente în care am arbitrat-o și Liga Campionilor. Adică, vreau să vă spun că dacă încep de tânăr și ca arbitru, crește împreună cu jucătorii. Iar jucătorii, la rândul lor, cresc cu arbitrii. Și avem o să spunem, o joncțiune care, la un moment dat, peste ani de zile, poate să creeze foarte multe amintiri plăcute. Dar așa, cel mai mare vis, un țel pe care toți jucătorii l-au? Să ajungă la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice, din punctul meu de vedere, sunt etalonul sau sunt maximum sportiv unde se poate ajunge. Și cam câți astfel de tineri, astfel de jucători avem în Prahova, pe care îi vom și premia? Păi avem, în cadrul... avem cei puțini, cel puțin cei de la judo sunt fantastici. Nu pot să le spun numele acum, pentru că nu vreau să le dau, să-i dau un dileag. Întotdeauna judo, să țineți minte, a fost un sport care au scos foarte mulți sportivi de performanță și de înaltă performanță. În Otu avem o fată care vine foarte puternic și îmi doresc foarte mult să o vedem și pe la Olimpiadă. În rest, din câte mai amintesc eu, din Prahova am avut gimnastică ani de zile. Ușor, lumea... Avem, Prahova are tradiție în sportul de performanță și credeți-mă că în Prahova se lucrează boxul la fel. Domnul Titi Tudor a avut ani de zile sportivi la calificat sau la calificările pentru Olimpiadă. Totuși, Prahova stă bine. Într-adevăr, stă foarte bine și va fi și premiată în cadrul calei sportului prahovean. Mai mult decât atât, încă o întrebare pe care voiam să vă o adresez este mai mult o curiozitate personală. Știu, eu sunt din Mihai Viteazul, noi avem într-adevăr echipe de basket, echipe de handbal, adică profesorii noștri se dedică și încearcă să crească cumva elevii astfel încât să atingă performanța în sport. Să care este implicarea școlilor din Prahova, din România pentru tineri, astfel încât să poată să-i ghideze cumva spre această zonă sportivă. Am plecat ca să deschid discuția spre Mihai Viteazul, avea și o clasă de volei unde există un profesor, Călin Alexandru, care a creat, sau doamna profesoară Roxana, care tot timpul a creat și a șlefuit talente. Avem acum, de exemplu, din Mihai Viteazul, doi copii care vor fi premiați la gala tineret, la gala sportului, la secțiunea Speranțe, chiar doi copii, unul dintre ei la volei și unul dintre ei la handbal. Întotdeauna să știți că școala a fost umăr la umăr cu performanța și profesorii de educație fizică din liceele prahovene au fost alături și au sprijinit, ca și directorii, au sprijinit copiii care au făcut performanța. Este normal să îi îndrumăm pentru că până la urmă, ca și la matematică, ca și la română, ca și la chimie, ca și la fizică, și acești sportivi au performanță în domeniul lor, adică la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, care este exact echivalentul unei olimpiade naționale la matematică sau sau fizică sau română. Automat că școala susține și va susține în continuare copiii și sportivii de performanță. Într-adevăr, și este foarte important să aibă și sprijinul școlii, pe lângă sprijinul pe care... Și înțelegere. Și înțelegere, într-adevăr. Este foarte important, pentru că de multe ori știți bine că sunt un pic momente mai rigide sau situații mai complicate și dacă școala nu înțelege, automat că apar scântei. Da, dar pe lângă acele cluburi în cadrul cărora fac parte acești sportivi, este foarte important ca și școala să-i sprijine și să-i ghideze cumva și să aibă și această experiență, această viziune pe care profesorii de sport o au. Aș vrea să le oferiți și un sfat tuturor celor care vizionează acest podcast și care își doresc să se apuce de sport, poate, sau fac sport și își doresc să atingă performanța. Sfatul meu este să muncească. În primul rând să muncească, să le placă ceea ce fac și să-și impună obiective.
În momentul în care ai un obiectiv, automat, că ai și o motivație. Dar fără muncă, fără dorință și nu în ultimul rând, fără sacrificiu, n-ai nicio șansă să reușești în viață, în niciun domeniu. Vorbim de sport, vorbim de cultură, vorbim de sănătate, în orice sport. Dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să te dezvolți zilnic, trebuie să muncești zilnic, trebuie să nu treacă o zi fără să faci ceva pentru tine. Dar în același timp, trebuie să găsești, exact cum ai spus și tu mai devreme, un echilibru. Iar echilibrul ăla este foarte important. Pentru că dacă se rupe ceva în acest echilibru, automat că devine insucces. Este vorba despre disciplină, într-adevăr. Încă o dată, unde ne întâlnim pentru Gala Sportului Prahovean? Deci vă așteptăm joi, ora 17:30, Sala Europa a Consiliului Județean, Palatul Administrativ al Consiliului Județean, unde o să avem mai multe surprize și artistice, și vreau să fim cât mai mulți, pentru că acest sportiv ai Prahovei merită aprecierea și recunoștința noastră. Este un mic pas pe care îl vom dezvolta de la an la an. Este important că domnul Radu Simionescu s-a gândit și la sport, lucru pe care vreau, sau pentru care vreau să-i mulțumesc acum, și împreună cu echipa dânsului, cei care au constituit grupul de lucru pentru această gală, vă spun sincer că n-a fost ușor de organizat, dar credeți-mă că echipa domnului Radu Simionescu au lucrat foarte, foarte bine și sper, indiferent dacă vor mai fi și rumori pe aici pe acolo, vă garantez că tot ce s-a făcut în tot ceea ce înseamnă partea normală sau partea legală conform criteriilor ANS. Într-adevăr, și este foarte important faptul că încearcă să promoveze această parte de sport, această parte care în general nu este atât de promovată în cadrul galelor și în cadrul concursurilor și premiilor obișnuite pe care li se acordă elevilor. Acum, pe finalul podcastului, aș vrea să vă mulțumim pentru invitație, pentru că ați acceptat invitația și pentru că ne-ați împărtășit o parte dintre experiențele pe care le aveți. Încă o dată vă așteptăm la Gala Sportului Prahovean, care va avea loc joi pe 4 aprilie. Nu uitați să urmăriți plăștul nostru și pe Instagram, TikTok și Facebook. Și până data viitoare eu vă las cu celelalte podcasturi pe care le avem. La revedere!